bune. Da, nu mai zicem nimic și continuă problema. Deci am fost vorba de o problemă, hai să o reluăm ca să vizitatorii să urmărească problema. Deci, s-a dat acest triunghi ABC, în care AB congruent cu AC. Da? Eu a fost luat pe BC la întâmplare, esențial la întâmplare, nu la mijloc, pentru că picăm într-un caz particular. Dar nu îndată, continuăm să luăm pe M și pe N, M pe AB, N pe AC, dar așa fel încât BM să fie cât E C și BM E cât N C. Autorul, o problemă asemănătoare am făcut-o atunci când, deci o problemă asemănătoare am făcut-o în situația în care am arătat că triunghiul M, E, N era isoscel. S-a văzut de problemă, nu? Deci, mergi un pic, e un pic de apă. Da, da. Triunghiul M, E, N am arătat mai înainte, în problema anterioară, că era dreptunghic isoscel într-o construcție în care am luat perpendicularele. Amintiți, da? Da, da. Ei, era dreptunghic și isoscel. El se păstrează isoscel. Interesant este. Se păstrează isoscel din cauza calității acestea, că M, B, cât E, C și N, C, cât B, M. Și autorul mișcă un pic problema și se gândește la următorul lucru. Triunghiul M, E, N este isoscel. M, E, N este isoscel. Știe el că este isoscel, indiferent de poziția pe care o ia E pe BC, rămâne tot timpul isoscel. Și acum zicea să-i întreb eu pe ei următorul lucru. În triunghi isoscel știu ei că E P este mediană? Da, știu. Este vârful, da? Și într-un triunghi isoscel mediana este și bisectoare și mediatoare. Ea putea să spune, arătați că E P este înălțime. Sau E pui este mediatoare. Da, demonstrat. Sigur, aceeași poveste a fost, da? Bun. Și am dat drumul la problemă destul de sigur. Am luat spre comparare triunghiurile acestea două. Ele aveau toate elementele din ipoteză și mi-asigurau congruența, adică mâie cât E N. Și, în condițiile acestea, continuăm să spunem, mâie cât E ne convine foarte tare, o să o luăm deoparte. Mâie congruent cu N, E, da? Și E, și pui la mijloc, adică spunem M, P, adăugăm, M, P, congruent cu P, N. Mă păi cu rezultă din asta că E P este mediană. E P mediană. Și din cele două, mâie congruent cu mâie, care asigur isoscel. Adică de aici rezultă că triunghiul ABC isoscel. Doamne, N e M isoscel. M e N. Băgăm literal la mijloc. Da. M e N isoscel. Deci într-un triunghi isoscel se întâmplă ca mediana să fie și bisectoare, da? E P. E P e și bisectoare. Bisectoare. Mediatoare. Înălțime. Și înălțime. Și am demonstrat ceea ce trebuia să facem. Da. Mai avem vreo... Nu. Nu? Hai să vedem... La algebră. Să vedem. La algebră. La algebră? Nu mai știu unde e. Nu trebuie să știu eu, de unde să știu. Ce ai zis că vă dau acasă? Când ai joi? Deci avem timp să lucrăm până joi. Domn profesor, ne-am primit rezultatele la MADE. Da, mă. El a luat 7, miercuri la 7.25. Putea să fie mai bine. Trebuia să fie mai bine. Puteau, acum ale ciuzăcilor. Ați trecut în viteză de minim 9. Exact, da, puteau să ia. Toți, majoritatea clasei, cred că o lăsă. Dar nu ne bucurăm. Noi aici muncim, avem atâtea ore de matematică făcute în spate. Exact. Trebuie să avem pretenții din ce în ce mai mari. Ziua, la ce pagină? 99. Așa. 20 și... Zi. 20 și cât? 24 aia prima. Da. Da. 24, da, și? 24, ce vorbesc o prostie? Aia din mână. 29? 29, 30, 31 și 7 stele. Și 7 stele tot? 33 eu. Ah, hai. Calculați. Da. 29 de la pagina 99. Deci 29. De la pagina 99. Deschideți paranteză pătrată. Modul de... Ce-ați făcut? Modul de... Era modulul modulului. Modulul modulului. Da. 2 la 99 minus 3 la 66. Închideți modulul. Plus da. 8 la 33 minus 5 la 44. Deci asta era... Acum închideți modulul, fără să-l deschideți la 8, da? Închideți din nou modulul. 5 la 44, da. Și închid al doilea modul. Închideți al doilea modul, da. Deci a fost un modul aici și al doilea modul exterior, acum s-a închis, da? Acolo, acum s-a închis. Bun. Cred că asta le-a speriat. Plus, minus 25 la puterea 30. Minus 25 la puterea 30, împărțit la 5 la puterea 16. 5 la 16. Închideți paranteza pătrată, împărțit la minus 243 la puterea 13. 243 la puterea 13. Elena, hai să vedem un pic de modul. Și închidem paranteza de s-a închis tot. Nu s-a închis. Exact. Putem să punem să-l asumăm pe 2 la puterea 99. Și pe 3 la puterea 66, în 2 la puterea a 9, totul la puterea 11 și pe 3 la 6, totul la puterea 11. După care deci, Mirela, să ne luăm numai de asta, vrei să zici, da? Da? De pe modul. 2 la puterea, modul din 2 la 99, Mirela, minus 3 la 66. Tu spui așa să mergem, să zicem cum? 2 la 9, totul la puterea 11. 2 la 9. Totul la 11, adivine? Da. Că e 9 ori 11, da. Face 99, da? Minus 3 la 6. Minus 3 la 6. Totul la 11. Și acum vreau să scriu pe 19, 6 ca puterea lui 3. Da, 6 cât e 3 la 2? 6, 3, 3. E 2 ori 3. 2 ori 3. Nu e. Poate pe 9, că 3 la 2 sau... Păi, domn profesor, nu facem acum 2 la 9 ori 11 și ne... Dar nu, nu ajunge. Ca și cum n-ar fi 11 și 11, nu? Cum să nu fi 11 și 11? Minuna. Minuna, de fapt, care este obiectivul? Noi am vrea să scăpăm de modul ăsta. Ascultați. Ai un obicei prost. Când deschid și plecăm pe o idee, atunci e cu totul și îl omor pe celălalt. Nu mai faceți acest lucru că este obositor. Foarte obositor. Nici nu aștepți un pic să vezi ce vrem să spunem, unul sau celălalt, chiar și eu, că sunt la pupitru aici, că sunt dirijorul, Chef. Și tu vii, pac, omori așa. Și n-ai nicio idee finală. Chef. Eu sunt foarte de acord să urmăresc ideea fiecăruia. Dar urmăriți-o și pe a mea. Corect. Nu? Ia ascultați. Faceți un pic de disciplină în toată chestia asta. Repezându-te atât peste, chiar și peste mine, nu-i deloc o treabă bună. Haideți să vedem, copii. De fapt, pe noi ne încurcă un lucru. Nu știm cum să facem. Dacă ar fi ăsta mai mare decât ăsta sau invers. Adică, dacă s-ar întâmpla să am 7 minus 5 în modul, cât ar face aici? 7 minus 5? 2. Deci, dacă am ști că rezultatul este un număr pozitiv, așa l-am lăsat. Dar dacă am avea 7 minus 11. Păi, minus... Ar fi modul de minus... De minus 3. Așa. De minus 4, pardon. De minus 4. Și ar face tot 4. 4, da. Deci am schimbat semnul. Cu alte cuvinte, dacă e pozitiv, îl lăsăm așa. Și dacă e negativ? Îl luăm cu semnul opus. Deci atenție multă. Dacă e așa, lăsăm 7 minus 2. 7 minus 5 face 2. Dacă 2 la 99, deci dacă 2 la 99 minus 3 la 66 e mai mare decât 0, atunci, deci dacă e un număr pozitiv, atunci modul de 2 la 99 minus 3 la 66 rămâne așa. 2 la 99 minus 3 la 66. Dacă se întâmplă invers să fie 2 la 99 minus 3 la 66 să fie mai mic ca 0, ce facem aici dacă e negativ? Atunci modul din 2 la 99 minus 3 la 66 va face cât? Modul de minus 2 la 99 minus 3. Va face invers, se schimbă semnul întregii expresii aici. Adică 2 plus. Va da pozitiv, dar va da pozitiv în varianta asta. 3 la 66 minus 2 la 99. Ați scris 29. 2 la 99. Asta da. Intervine când apare așa ceva. Deci 2 la 99 minus 3 la 66. Dacă e negativ, modul din ea face cu semn schimbat expresia asta. Face cu semn schimbat. Adică ce înseamnă? Ăsta cu plus devine minus și acel cu minus devine plus. Îi se schimbă semnul, copii. Insistă un pic. Aici e filozofia toată. Asta, dacă înțelegeți, putem pleca mai departe. Dacă nu, stăm aici până când înțelegem, că asta este rostul. Deci, spuneam așa. Modul din 7 minus 11 e modul din minus 4. Este egal cu modul din minus 4 și face 4, adică până la sfârșit, da? Dar egal cu... Schimbăm pe minus... 11 minus 7. 11 minus 7. Adică ăsta cu minus devine plus și ăsta cu plus devine minus. Îi se schimbă semnul întregii expresii de aici. Și schimbând-o în totalitate, ăsta cu plus devine minus, cel cu plus devine minus, cel din minus devine plus. Asta vreau să înțelegeți, că pot să vă comunic în continuare toată treaba, dacă înțelegeți aici. Deci dacă asta e pozitiv, cum a fost aici, 7 minus 5, rămâne așa. 7 minus 5, că face 2. Dacă e negativ, cum s-a întâmplat aici, 7 minus 11 e negativ, atunci, ca să ajung la 4, schimb semnul. Și lui 11 și lui 7. Din minus 11 fac plus 11 și din plus 7 fac minus 7. Dacă fac așa, modul din minus 3 plus 5 minus 10 e 12. Face cât în total aici, facem calcul, minus... Minus 3 plus 5 e 2. 2 și minus 10? Păi 2 minus 10 e 8. 8, minus 8. Da, nu. Minus 8. Face minus 8 și modulul transformă pe minus 8 în 8. Deci eu am făcut calculul de aici, da? Da. Și face 8, da, Miruna? Da. Dar tot atât de bine, Miruna, pot să spun că este egal cu plus 3, minus 5, plus 10. Egal de minus 5, minus 2, da, plus 10, 8. Ați înțeles? Fiindcă aici rezultatul era un număr negativ, adică minus 8 ar fi fost, modul de minus 8 face 8, dar la același rezultat e egal cu pe minus 3 intram în plus 3, pe plus 5 în minus 5 și pe minus 10 în plus 10. Așa. Ei, toată povestea este aici, la mine, se constat să văd în ce situație mă aflu. Când scad din 2 la 99 pe 3 la 36, îmi dă pozitiv sau îmi dă negativ? Dacă îmi dă pozitiv, înseamnă că las așa. Dacă îmi dă negativ, înseamnă că le schimb semnul. Îl cu plus devine cu minus, va da negativ. Da, pentru că o să ajungem la 8 la puterea 33 minus 9 la puterea 33. Și atunci 9 la puterea 33 e mai mare. Va da negativ. Deci, Râna, este de comparat. Hai să ducem pe ăsta în partea dreaptă cu minus, da? Adică ca și cum aș aduna 3 la... Și atunci așa avea de comparat 2 la 99 cu vecinul său, dacă e mai mic sau dacă e mai mare, nu știu cum să-ți iau, față de 3 la 66, da? Deci am de comparat 2 la 99 cu 3 la 66. Miruna, te rog. Putem să scriem ca... După ce n-am scris 2 la puterea 9, așa, putem să scriem ca 2 la puterea... A treia. A treia, totul la puterea 33. Minus deci 2 la 3 este echivalent. Fasul îl prinde așa. 2 la puterea a treia, totul la 33. Față de vecinul său. 3 la puterea a doua. 3 la a doua, totul la 33. Și o să avem 8 la puterea 33 minus... Un pic să luăm mai ușor. Deci 99 este 3 ori 33. Corect. Iar 66 este 2 ori 33. Și acum, fiindcă au același exponent, cele două puteri au același exponent, 33, pot renunța la exponentul comun. Și trebuie să compar 2 la a treia, care, nu, 2 la a treia, cu vecinul său, 3 la a doua. E mai mare 3 la a doua. E clar. Deci, 8 e mai mic decât 9. 8 e mai mic decât 9. Adică mă duc cu mai mic aici. Mă duc cu mai mic aici. Și aici semnul de întrebare dispare, rămâne mai mic. Deci 2 la 99 mai mic decât 3 la 66. Ceea ce ar fi echivalent cu a spune că 2 la 99 minus 3 la 66 este un număr negativ. Mai mic decât 0. Mai mic ca 0. Deci sunt în cazul al doilea. Schimbăm semn. Deci sunt în cazul al doilea, am demonstrat că este adevărat, că e negativ și atunci schimbăm semnul. Și o să fie 3 la 66 minus 2 la 99. Asta e toată filozofia neghișiții asta. Așadar, acum mă întorc. Și spun. 2 la 99 minus 3 la 66, în modul, înseamnă... 9 minus 8. Înseamnă 3 la 66. 3 la 66, așa înseamnă. 3 la 66 minus 2 la 99. Da. Deci voi avea adică 3 la 66 minus 2 la 99. Pentru modulul din interior am rezolvat. Dar modulul din exterior a rămas. Corect, modulul a rămas. Și paranteza pătrată. Da. Și paranteza dreaptă. Deci am scăpat din modulul ăsta în interior. Insist încă o dată. 2 la 99 minus 3 la 66. Ca să pot explicita modulul, să scap, m-am interesat foarte tare, foarte atent, dacă este un număr pozitiv sau un număr negativ. Am constatat că este un număr negativ și atunci am schimbat semnul întregii expresii ca să o transform într-un număr pozitiv. 3 la 66 minus 2 la 99. Am explicat modulul, să zicem. Plus 8 la 33, nu? Plus 8 la 33, care poate fi scris de noi 2 la 99, 2 la a treia, totul la 33, pe 8. Corect. Pe 8 l-am scris ca 2 la a treia, totul la 33. Nu s-a înțeles aici, puteți să mă insist. Miruna, a dispărut un modul. Aici a fost miezul problemei. Explicitarea acestui modul. Deci 2 la 3 totul la 33, minus 5 la 44. Și așa. Și închid modulul. Plus minus 25 la 30. Mai întâi ca semn. Putem să... minus. Minus, da? E plus. Hai să vedem. Hai să luăm ușor. E plus. Dar nu trebuie mecanic. Adică, eu zic așa, să luăm ușor. Minus 25 la puterea 30. Toată lumea scrie, da? Minus 25 la 30. Nu te grăbi. Nu mă interesează un răspuns mecanic. Vreau să înțelegem bine. Minus 25 la 30 egal cu minus 1 ori 25. Totul la 30. Da. Minus 25 înseamnă minus 1 ori 25, care înseamnă minus 25. Da. Și acum un produs am învățat în clasa 5-a. Un produs la o putere înseamnă să ridicăm la cea putere fiecare în parte. Deci egal cu minus 1 la 30 ori, ale scriem, 25 la 30. Deci fiecare. Deci minus 1 la 30 ori 25 la 30. Hai să vedem cât face minus 1 la 30. Alo. Da, da. Sunt într-o lecție de matematică acum, sunt în direct. La revedere. Așa. Cât face minus 1 la 30? Plus 1. De ce motiv? Pentru că un număr negativ la putere pară dă întotdeauna un număr pozitiv. Care e logica? Fă-mă să înțeleg, pentru că nu știu ce asta. Nu știu, eu caut definiții, vă dai tu, nu? Dar eu nu știu. Așa, păi așa nu dă un profesor. Hai mă să gândim o dată. Hai să vedem. Păi dacă facem minus 1 ori, minus 1 ori, minus 1 ori, minus 1 de 30 de ori, ar veni primele două cu plus, după aia minus, după aia... Nu așa facem mai departe. Ca să putem prinde ceva. Minus 1 la a doua. Hai să o luăm aici. Minus 1 la a doua. Ușor, ca să înțelegem bine lucrurile. Minus 1 la a doua cât facem? Plus 1. Egal cu minus 1 ori minus 1, să priceapă totul. Da. Face minus cu minus la mulțire, face plus. Plus 1. Nu mai punem. Minus 1 la a patra înseamnă, când merge cu para. Minus 1 ori minus 1. Deci minus 1 ori minus 1 ori minus 1 ori minus 1 de 4 ori. Da. Și ăștia 2. Și ăștia 2 fac plus 1. Da. Ăștia 2 fac plus 1. Și egal cu 1. Dar mai puteai scrie, deci așa, minus 1, totul la puterea a doua și totul la a doua. Da. De la putere, operații cu putere. Iar minus 1 la a doua a făcut plus 1 și 1 la a doua. Iar 1 la a doua e egal cu 1. Da. Iată, minus 1 de la puterea 30, cum avem noi, poate să fie scris de noi ca fiind... Ca fiind minus 1 ori minus 1. Minus 1 la a doua. Minus 1 la a doua. Totul la a 15-a. Așa, așa e bine. Da. Exact, 15, așteptai de la mine să zic da sau nu? Nu, a 15-a. Păi 15, nu, că 15 ori 2 fac 30, da. Așa. Și chiar mai decât 15. Da? Deci bine, minus 1 la a doua face 1. 1 la 15 egal cu 15. Mă, ăsta e motivul. Minus 1 la putere pară are minus 1 la a doua, mă, în corpora. 2 ăla. Și care face plus pe mă, nici 1 la orice putere. Nu trebuie să spui. Eu da profesorul definiție, gata. Adi, și Miruna și cu Georgiana, atenție, trebuie totdeauna să vă puneți, această întrebare. De ce? De unde? Și cum? Nu acceptăm așa în niște definiții. Trebuie să vedem de unde vin chestiile astea. Așadar, dacă zic minus 1 la puterea 17-a, este egal cu minus 1 la 1-a, ori minus 1 la a 16-a. Și ăsta la a 16-a este par, da. Deci face plus 1, și rămâne minus 1, ori 1, face minus 1, terminat. De aceea, la putere impară face minus, la putere pară face plus. Să ne întoarcem la exercițiul nostru. Cât a fost? Minus 1 la 30 este 1, băi zis, de 20. Pentru că noi suntem la... Am mai știți să-i făcut, minus 25 la 30. Și 5 la a doua, totul la... Și 5 la a doua, totul la 30, face 5 la puterea... 60. 60. Păi da. Și acum, hai să continuăm exercițiul. Dar ăla era bun. A? Dacă m-am șters, l-am șters. Dacă m-am răscris din nou. În condițiile în care știu ce am șters acolo, cum am gândit, adică va fi ușor. Deci, am spus că modulul ăsta este un număr negativ, da? Îi schimbăm semnul, da? Și zicem 3 la 66. 6 minus 2 la 99. Așa. Plus 2 la 3, totul la 33. Adică va face 2 la 99. Ah, noi am scris așa, 2 la 3 la 3. Scrie din nou acum. 2 la a 6 minus 2 la 99. Plus 2 la 99, no. Știi tu de ce? Da. Că e 2 la 3, totul la 33. Da. Minus 5 la 44. Așa. Totul modulul. Da. Și paranteză pătrată mai era. O punem la început. Așa. Plus. Așa. 5 la puterea 60. Așa. 5 la 60. Împărțit la 5 la... Împărțit la 5 la 16. Închidem. Pătrată. Egal cu... Nu, împărțit la... 243 să scriem ca o putere. Da, cred că e 3 la. Ia vedeți. 3 la... 3 la... 27 face... 81, 3 la 4-a. 81 ori 3 face 243. Da, la 5. 3 la 5. Și fim minus... Minus 1 la 13, stimate? Da. Ori 3 la 5, totul la a 13. Și egal. Papa. Egal cu. Iată ce vedem în modul ăsta. Uite-te cu atenție, de ce se poate observa? Păi avem minus 2 cu plus 2 care se reduc. Minus 2 la 99 cu plus 2 la 99. Da. Care se reduc. Da, și ne rămâne modul din 3 la... Modul din 366 cu minus 5 la 44. Da. Bun. Plus, Miruna, plus? Plus... 5 la puterea 60 minus 16. Adică deodată 5 la puterea 44. 50. 44 adică, da? Din 60 că 16, 44. Așa. Și închidem paranteza dreaptă. Împărțit la... 13 cu 13 cu 13 că nu mai sunt. Care 13 cu 13? La puterea 13 la puterea 13. Minus 1 la 13, cât facem? Minus 1 la 13, minus 1. Minus 1. Deci rămâne minus 1 înmulțit cu 5 la... 3 la puterea 513, adică 3 la puterea 65. 3 la 65. Egal mai departe. Egal mai departe cu 66, 44, să scriem ca puterea 11. Din nou suntem într-un model. Să vedem care e mai mare, cum ați explicat mai înainte. Da. Ca să vedem... Acolo lăsăm așa sau schimbăm semnul? Aici corect. Ca să vedem dacă... Ca să scăpăm de modul. Exact. Ca la prima, mama. Da. Cum îl putem scrie pe 3 la 66? Deci ne luăm de 3 la 66. 3 la 66. Și vecinul său, cine e vecinul său? 5 la? 5 la 44. Dar nu sunt ca vecin, da? Vecini acolo, că ei doi trebuie să-i comparăm. Ia să vedem. Păm, păm, păm. 3 la 66, 3 la 11, totul la 6. Sau 3 la 6, totul la 11. Da, 3 la 6, așa. Deci 3 la 6, totul la 11, cu vecinul său. Și 5 la 4, totul la 11. Ce putem face? Putem să scriem acum ca și fiind 3 la 2, totul la putere. Să simplificăm 11 cu 11. Așa, renunțăm la 11. Și 3 la 6. Avem de comparat pe 3 la 6 cu vecinul său, 5 la 4. Păi, 5 ori 5, 25, 5 ori 5, 25, 3 la 3, totul la 2. Asta e. Deci 3 la 3, totul la 2. Așa, corect. 3 la 3, totul la 2. ca să nu mulțim așa de mult. Cu vecinul său 5. Cu 5 la a doua, totul la a doua. La a doua, totul la a doua. Iar renunțăm la a doua. De fapt trebuia aici la 22. Da. 27, 25, 3 la 3 mai mari. Da? Trebuia să comparăm pe, dacă erați atenți, trebuia să zicem 3 la 3 totul la 22, 3 la 3 totul la 22 de deodată, cu vecinul său, 5 la a doua, totul la 22. Da, și era mai simplu. Sigur că da, dar mers. Și 3 la a 3-a și 5 la a doua, care este 27 și 3 la a 3-a. 27 și 25. Deci, 27 mai mare. Mai mare, da? Da. Și mai mare se păstrează peste tot. Adică 3 la 66. 3 la păi se păstrează așa, nu? 3 la 66 minus 5 la 44 este un număr pozitiv. Și fiind pozitiv se lasă așa. Și scăpăm de modul? Hă? Da, corect. Deci, nu, fiind un număr pozitiv, nu mai schimbăm semnul. Da. Deci avem și așa rămâne, nu? Așa rămâne, e număr pozitiv. Dacă ar fi fost număr negativ, dar... 3 la 66 minus... Și cine a rămas? 3 la 66, minus 5 la 44, plus 5 la 44, plus 5 la 44. Aha, m-am prins de poantă. Și se simplifică minus 5 la 44. Se reduc. Da. Se reduc așa. Minus 5 la 44, așa. Împărțit la... Împărțit la... Minus 1 ori 3 la 65, da? 1 ori 3 la 65, așa. Și egal mai departe cu... Și egal cu 3 la 66. 3 la 66. Împărțit la 3 la puterea... Minus 1 ori 3 la 66. Minus, da. 3 la 65. Și care dă minus 3 la 65, da? Minus 3 la puterea 65. Și egal cu minus 1 ăsta. Da. Minus 1 ori 3 la 1. 66. Și egal cu minus 3. Și egal cu minus 3. Rezultatul final. Da, da. Dar era și așa că puteam 3 la 66 împărțit la minus 3 la puterea 65. Mamă, ce frumos a fost asta. Da. Împărțit înseamnă scădem, copiem baza și scădem exponenții. Păi frumos dacă ați știut regula aceea care vă zic domnul profesor. Miezul problemei a fost aici. Da, acolo cu două module. Nu, cum scăpăm de mod, cum explicităm modulul. Toată ideea aici a fost. Foarte important. Deci modulul din A minus B egal cu, atenție, egal cu, hai să notați asta, să fie ca o lege, da? Modul de A minus B egal cu A minus B, dacă A minus B pozitiv, deci modul de A minus B egal cu A minus B, rămâne așa dacă e pozitiv, și egal cu minus A plus B, dacă A minus B e negativ. Foarte important. Da? Deci asta e toată esența. Deci modul de A minus B egal cu A minus B, dacă A minus B mai mare egal cu 0, poți să iau și egal cu 0 într-o parte. Am luat acolo pozitiv. Că modul din 0 este 0, da? Și egal cu minus A plus B, minus A plus B, dacă A minus B e negativ. Atenție multă! Când ai modulul unei expresii și negativ rezultatul acolo, trebuie să schimbi semnul tuturor. Da? Minus, ăla cu minus trece în plus, plus, minus. Deci se iau opusul tot timpul. Acesta e lucru important. Iar ca să putem face asta, trebuia să comparăm pe 2 la 99 cu 3 la 66, să vedem dacă rezultatul calculului deci e un număr pozitiv sau un număr negativ. Prima dată a fost un număr negativ, pentru că în final, avem comparați 2 la 3 cu 3 la 2, 8 cu 9. De fapt, astea sunt numerele comparate, 8 cu 9 și 25 cu 27. 25 cu 27, că e 23 la 3, cu 5 la 2. Cu 5 la 2. Și astea două se compară și atunci. Toată asta a fost filozofia greșită. Ne oprim aici. La revedere, vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Asta e.